Pentru evitarea unor situații de urgență care pot implica incendii sau intoxicări cu carbon, pompierii vin cu câteva recomandări. Verificarea instalațiilor de utilizare este obligatorie după punerea în funcțiune în următoarele situații. La intervale de 2 ani, în cazul neutilizării instalației pe o perioadă mai mare de 6 luni, după orice accident care ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a instalației. Spre exemplu, dacă se constată prezența gazelor într-o într încăpere, se va proceda de îndată la aerisirea acesteia, iar aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat scăpările de gaze. Prezența monoxidului de carbon produs de dispozitivele cu gaz și de coșurile de fum neinstalate sau neîntreținute corespunzător pot face victime. Aprinderea focului la. Acesta se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător, torța aprinzător, cu respectarea principiului gaz pe flacără. Atât la aprinderea focului cât și la stingere, gazele vor fi deschise și respectiv închise mai întâi de la robinetul principal și după aceea de la robinetul arzătorului. O curățare periodică a filtrelor și a grătarului de ventilație este esențială pentru menținerea eficienței sistemului. Filtrele murdare pot bloca fluxul de aer, ceea ce duce la o funcționare ineficientă a centralei și poate crește consumul de energie.